Salutare, fetelor, și bine ați revenit! Vreți, nu vreți, eu astăzi vă arăt ce mi-am cumpărat din România. Știți că am fost de Crăciun în România și mi-am dorit foarte mult să încerc unele produse românești pe care aici nu aveam de unde să le achiziționez și am auzit foarte multe păreri bune despre ele pe net și mi-am dorit mult să le încerc și de-abia acum am avut ocazia să le cumpăr. O să vă arăt, sunt câteva produse, nu sunt foarte multe. În primul rând sunt produsele de la Pelamar. Pelamar, care, sincer o să fiu, eu am crezut că este o firmă nouă, dar am aflat că nu este o firmă nouă, este veche de când lumea și pământul, dar de-abia acum și-au schimbat un pic înfățișarea și și-au făcut mai multă reclamă și se pare că acum sunt foarte cunoscute și, sincer o să fiu, pe unde întrebam de ele, greu le găseam. Le-am găsit într-un plafar undeva la universitate, de-abia le primiseră. Și întâmplător eram acolo când a venit curierul și am văzut că scrie pe cutie Pelamar și am zis, astea trebuie să le încerc neapărat. Mi-am cumpărat 4 produse de la ei, încă nu le-am încercat, deci nu pot să vă spun părerea mea despre ele. Astăzi vreau numai să vi le arăt. Mi-am cumpărat odată, asta este un lapte de machiant pentru toate tipurile de ten. Eu de obicei tind către produsele care se potrivesc tenului meu, adică gras, dar nu aveau ceva pentru tenul gras, așa că m-am mulțumit cu ce am primit, cel pentru toate tipurile de ten. Asta e o sticlă de sticlă, ceea ce mi-a plăcut la nebunie și au așa o pompiță. De-abia aștept să-l încerc, să văd cum este. N-aș putea să vă mai zic cât a costat pentru că am uitat și nu mai știu ce am făcut cu factura respectivă, dar nu sunt chiar așa scumpe, nu mi s-au părut scumpe. Al doilea produs este o loțiune calmantă, așa arată, hai să vă arăt pe asta, să-l scot din cutie. Așa arată, este o chestie galbenă, la fel cu o pompiță de aplicare. Este o loțiune calmantă, asta este specială pentru tenul mixt și pentru tenul gras. Scrie pe el produs de specialitate pentru îngrijirea zilnică a pielii mixte sau grase, predispuse la acne, nu conține alcool și parabeni. Sună bine, abia aștept să-l încerc. Mi-am mai luat tot pentru față, o cremă hidratantă antirit. Nu are parfum aproape deloc, ceea ce îmi place, pentru că, nu știu, cremele care au parfum așa puternic, nu mi se pare că au neapărat ceva bun în ele. Dar asta, la prima vedere, asta o folosesc deja, am folosit-o câteva zile, nu pot să-mi spun acum părerea după câteva zile. Așa, prima impresie, intră foarte repede în piele și lasă pielea foarte moale și catifelată. Deci o bilă albă deocamdată. Și mi-am mai luat-o de la ei, o loțiune de corp, un gel anticelulitic. Catifelează și regenerează pielea. Sinceră să fiu, eu personal nu cred că există ceva de la care să dispară celulita. Deci nu aștept minuni de la el, dar mi-am dorit foarte mult să încerc și o loțiune de corp de la ei și nu aveau decât pe asta. Nu știu dacă își face treaba, o să vă spun dacă îmi dispare celulita. Vă țin la curent cum stau cu celulita. Cam atât de la Pelamar. Am mai vrut de la Elmiplant. Foloseam și în România produsele lor și am vrut neapărat să mai încerc și acum să văd cum mai stau ei cu produsele. Am un gel de duș hidratant cu unt de shea și 100% organic, scrie pe el. Mă rog, untul de shea 100% organic. Este cu bambus și cu extract de orez, are 400 de mililitri. Astea le-am cumpărat așa amândouă într-un set. Dacă nu mă înșel, astea au costat 25 de lei amândouă. Era în ofertă. Era așa un pachet de Crăciun. Ăsta era gelul de duș și mi-am mai cumpărat o loțiune de corp, la fel, cu iau... Nu la fel, că ăsta e cu bambus și extract de orez și ăsta este cu iaurt și bambus. Aproape, seamănă, dar nu răsare. Astea încă nu le-am folosit, nu știu cum sunt. Mi-am mai cumpărat de la Gerocosen. De la Gerocosen cred că n-am folosit în viața mea nimic. Le știu de când eram mică produsele astea, firma asta, dar n-am folosit niciodată nimic de la ei. Astea două produse m-au, nu știu, auzisem de ele. Sunt cele cu extract de melc. Deci, ideea când am...
numai când văd așa chestia asta, extract de melc pe ele, am așa o chestie. Eu nu suport melcii și nu suport chestia lipicioasă pe care o lasă. Să trecem peste. Amândouă sunt cu extract de melc. Asta este o loțiune purificatoare pentru ten gras și acneic. Și asta este o cremă matifiantă pentru tenul gras și acneic. Sună foarte bine descrierea lor și încerc să nu mai citesc, să nu mă mai gândesc. Prima dată când am desfăcut crema asta, am mirosit și mă așteptam, nu știu, mă așteptam să mi se facă silă de ceva, numai ideea cu extract de melc mi se părea, mă rog. Și de fiecare dată când citesc, încerc să țin mâinile pe aici pe etichetă, să nu mai văd ce scrie pe ea. Crema asta am folosit-o și pe asta câteva zile. O folosesc de obicei dimineața pe asta pentru că este o cremă matifiantă. Își face treaba deocamdată, să vedem cum se comportă pe termen lung. Deci astea sunt cele două produse, nici pe astea nu mai știu cât am dat. Am îmbătrânit și nu mai știu cât am dat pe ele. Și mi-am mai luat o cremă de ochi de la, nici nu știu ce firmă e asta, Apidava. De la Apidava. E o cremă pe care am dat vreo 20 de lei de la un plafar, mi-am cumpărat-o. Este o cremă de ochi cu miere, lăptișor de matcă, ulei de jojoba, ulei din sâmburi de struguri și ulei de măsline. Sună bine și sinceră să fiu, chiar vreau să încerc ceva românesc și ceva așa, un produs simplu și ieftin. Miroase cremă românească. N-aș putea să vă descriu ce miroase. Efectiv, când deschid crema asta, miroase a cremă românească. Altfel nu pot să o descriu. Știu că e greu, nu trebuie să mă înțelegeți, dar cred că știți despre ce vorbesc. Asta o folosesc deja zi de zi, chiar e ok. La cât am dat pe ea, lasă pielea foarte moale aici, hidratată, catifelează, deci mai mult nici nu-mi trebuie. Am mai trecut pe la Melchior. Melchior, dați să-mi aranjez părul. De Melchior am auzit foarte mult pe net, când am plecat eu din România acum 100.000 de ani, nici nu auzisem de produsele lor. Am găsit magazinul în Unirea, parcă. Da, în Unirea, undeva la etajul 3, au un magazin acolo. Sinceră să fiu, un pic scumpicele produsele. Deci nu știu cât sunt de bune, pentru că nu le-am folosit deocamdată. Mie personal mi se par scumpe. Un ruj costă aproape 10 euro. Nu știu, mi se par un pic scumpe. Mă așteptam la produse așa un pic mai ieftine, dar mă rog. De aia nu m-am dus până acolo și când am văzut prețurile, nu m-am aruncat așa la 100.000 de produse. Mi-am cumpărat un fard de ploape, care mi s-a părut mie o nuanță. Hai că stați să vi-l arăt mai de aproape, pentru că merită. Are și el un cod? N-are niciun cod, nu știu. Scrie ceva aici, 11367. Nu știu care e codul lui. Este un, nu știu ce vedeți, este un roz violet. Deci cum bate lumina pe el, se vede violet. Bine, acum bate super lumina aia puternică, nu se vede mare lucru. Dar este o culoare deosebită. Deci chiar asta m-a încântat dintre toate nuanțele lor. Și mi-am luat un ruj să fie așa în ton. Este un roz un pic mai închis. Are codul 12301. Probabil, așa scrie pe el. Altceva nu văd. Îmi place în nebunie culoarea. Hai să încerc să vă arăt ceva. Este un roz un pic mai închis decât ce am eu până acum. Și am zis să încerc. Mi-am mai luat de la ei, dar trebuie să ajungă, n-am mai avut loc în bagaje și n-am putut să iau absolut tot cu mine și o să primesc pachet din România. Mi-am mai cumpărat un set de perii de coafat de la ei, aveau în ofertă. Am fost la coafor și m-a coafat cu perile lor și mi-a plăcut la nebunie și mi-a zis de unde le-a cumpărat și unde le găsesc. Erau de la Melchior. O să le vedeți, o să vi le arăt în alte clipuri. Și mi-am luat un set cu 4, de care sunt super încântată. Le-am folosit în România și o să ajungă în curând și la mine ca să le pot folosi în continuare.
Și mai am, și astea mi-am mai cumpărat de la Melchior, niște stickere pentru, așa cu, pentru unghii, așa cu prostioare. Astea au costat 7,90 lei, că au, noroc că au prețul pe spate. 7,90 lei, au fundițe, floricele, nu sunt genul care poartă așa ceva, dar am zis, hai să-mi iau și o dată așa ceva, poate le și folosesc. Mi-am trei produse, sunt, ați văzut că am fost la Inglot pentru că nebunisem, vreau neapărat să ajung la ei. Și am ajuns în 17 în România și deja în 18 am fost la vizită la ei. Și am primit cadou aceste trei produse. Mulțumesc din suflet încă o dată. Sunt produsele pe care Alexandra le-a folosit pe mine. Ați văzut că m-a machiat Alexandra și astea sunt unele produse pe care le-a folosit. Și anume, ăsta e un eyeliner gel 95. Este un auriu. Un auriu metalizat, e o culoare bestială. Bestială. Îmi place nebunie și cred că v-am mai zis și în alte clipuri, eu nu le folosesc pe toate, numai pe cel negru îl folosesc ca și eyeliner. Restul, astea mai colorate, eu le folosesc ca și bază. Sub fard, pentru că intensifică culoarea fardului și astea rezistă foarte bine. Când folosesc aceste eyelinere, nu mai folosesc primer să-mi reziste machiajul, pentru că nu am nevoie. Astea chiar rezistă foarte bine. Pigmentul numărul 86 este cel pe care Alexandra l-a folosit la mine în pliul ploapei și care are o culoare greu de descris. Nu vi-l pot arăta, că sigur îl împrăștii, poate vedeți în capac. Este o culoare mată, este un cărămiziu superb, este un portocaliu cărămiziu superb și care se potrivește la ochii verzi perfect. Și un ruj pe care îl port și astăzi pe buze are codul 37. Știți că îmi plac culorile astea trăznite și intense la rujuri. Mi se pare că, mie personal mi se pare că îmi sunt mai bine cu rujuri așa intense decât cu rujuri nude. Și asta l-am purtat în ziua aia și mi-a plăcut la nebunie și îl folosesc și acum. Îl port cu mult drag. Este un portocaliu foarte intens, foarte strident și nu are, îmi place că nu are mult luciu. Și cam atât. Cam atât mi-am cumpărat din România. Mi-am mai cumpărat cărți, foarte multe, dar din păcate nu le-am acum să vi le arăt. Poate vi le arăt. Dacă vă interesează ce citesc eu, o să vi le arăt într-un clip după ce îmi vine pachetul din România, pentru că a trebuit să le las acolo, erau foarte grele. Și ce mi-am mai cumpărat? Mi-am mai cumpărat din România ceaiuri, pentru că iubesc ceaiurile noastre. Mi-am cumpărat ceai de tei, ceai de sănătoare. Îmi plac pentru că sunt bune și foarte ieftine aici. Dacă vreau să-mi cumpăr ceaiul ăla, la noi se găsește la Plafar, ceaiul ăla cu florile de tei în el. Deci chiar văd ce e înăuntru. Nu prea beau ceaiurile plic pentru că nu văd ce e înăuntru și de obicei calitatea nu e atât de bună. Și ce mi-am cumpărat din România de la Plafar la 3 lei, adică foarte ieftine, în comparație cu cei pe aici. Mi se par super bune și de fiecare dată fie îmi trimit ai mei pachet de acasă cu ceaiuri și de data asta mi-am cumpărat eu mai multe. Și cam atât. În România a fost super. După aproape 3 ani de zile am fost gravidă, după aceea a fost Rafael foarte mic și n-am putut să mai merg. Acum a fost prima vizită și prima vizită lui Rafael. Nu știu, România mi se pare că s-a schimbat, parcă s-a mai schimbat cât de cât în bine. Mi s-a părut că șoselele arată mult mai bine, mi s-a părut că au mai dispărut din câinii vagabonzi pe străzi. Lumea, în trafic cu mașina e același stres, aceeași nebunie, cel puțin în București, nu știu cum e în celelalte orașe, dar în București e groaznic. În prima zi când am venit de la aeroport am făcut o oră de la aeroport până în centru, am crezut că nebunesc în mașină, dar na, asta e, a fost și perioada de Crăciun și a fost foarte, foarte aglomerat. În rest, prin mall-uri, ca de obicei, am văzut că au apărut 100.000 de mall-uri noi și nici nu știam că au apărut. Lângă blocul unde locuim noi a mai apărut un bloc și vreo 3 magazine. Acolo, sinceră să fiu, era o bucată de spațiu verde, era un parc care mai nou a dispărut și ăla. Și din păcate asta am observat în
în București, că, nu știu, au tendința ca fiecare bucățică verde care a mai rămas, nu știu, să o exploateze și să mai ridice încă ceva pe el, fie un bloc, fie clădire de birouri. Asta, din păcate, nu mi se pare o parte pozitivă și se pare că e din ce în ce mai rău. Dar, mă rog, asta e. Unii oameni au bani și vor să-și construiască și ei blocuri. Ce-a mai fost în România? Am mâncat bine. Am lenevit pentru că au fost ai mei acolo și au avut grijă de Rafael și mi-am permis să mă relaxez oarecum. Ce-am mai făcut în România? Mai nimic. Am fost prin mall-uri de foarte multe ori și cam atât. Sinceră să fiu, mi-a fost dor de România. N-aș putea să mai locuiesc în București, sincer, deci n-aș putea să mai locuiesc acolo zi de zi și niciun caz copil mic. Deci mi s-a părut un pic greu cu căruciorul prin București. Deci fie toată lumea parchează pe trotoare, trebuia la un moment dat să merg pe strada principală pentru că trotuarul era ocupat cu mașini. Deci așa să mergi cu căruciorul prin București e mai greu, dar în rest parcă tot. E senzația că e acasă, nu știu. Orice ar fi, oricum ar fi, România, nu m-aș mai întoarce să trăiesc acolo, dar e tot acasă și nu știu. E altfel decât aici. E acasă. Nu pot descrie. Poate pentru voi care stați acolo tot timpul e o chestie absolut normală, dar pentru noi care, cei care am plecat din țară și venim atât de rar, nu știu, e acasă. Oamenii sunt de-ai noștri, miroasea acasă e altfel. E o senzație pe care nu o pot descrie. Deci n-aș putea să mai trăiesc acolo, dar nu pot nici fără. Știi, era vorba aia cum era, nici cu rău, nici fără rău, ceva de genul. Sau rău cu rău, dar mai rău e fără rău, ceva de genul. Deci n-aș putea să mai trăiesc, dar îmi lipsește și mă bucur de fiecare dată când am ocazia să vin în România și acum o să încerc să vin mai des. Pentru că mi se face dor. Și mâncarea nu este... Aici nu am mâncare așa bună. Da, să revenim la ale noastre. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă pup și ne revedem la următorul clip. Pa, pa!